la Tea Vișan de la Cluj și am pierdut la Superstar. Eu am știut că am pierdut din iulie, dar voi ați aflat de-abia acum, așa că am vrut să păstrez misterul. Înainte să vă spun cum am pierdut și încă o picanterie netelevizată la final, am să vă ofer experiența unei zile de audiție în 2 minute. Bună ziua, eu sunt Tea Vișan de la Cluj, tras 1. Am ajuns la audiție. Roc audiție la rocurulotele. Roculote. Păi 7 dimineața, de obicei la ora asta mă culc, nu mă trezesc. Oh my god, e Justin Bieber pe platou. Baby, baby, oh. Ai, ce faci asta? Cum te cheamă? Moldoveană tășitor. Moldoveană. Nu-mi da așa energică de dimineață. Nu vreau să mă știi așa urmăritorii. Ba da, ești nu-mi da așa energică forever. Nu sunt energică. Erica! Ce mai? O filmez pe Ulizana cum atinge mânușile lui Carla. Zici că e la moaște. E Beyoncé. Simona Devejanu, dubla 2. 3, 2, 1, aplauze căprioarelor. Interviu. Cum a fost pe scenă? Mai în față, te rog. Cu subiect și predicat, te rog. Eu te întreb și te răspunzi ce ți-am zis. Hai. Fără mare patru. O să reformulez pentru noi ca să avem să te ieși. Mai aproape de microfon, că nu se aude. Hai că trebuie să... Hai de mai repede că trebuie să intri pe scenă. Hai, mișcă-te. Aplauze! De la început. Dacă nu vă organizați, nu mai facem spectacol. Se futu casca. Gata, începem. Nu, du-te înapoi, mai față. Aplauze! Așa! Nu mi s-a făcut pielea de găină. Eu propun că voi trebuie să mai cântați o leacă ceva, că eu n-am înțeles nică. Derulăm puțin în spate, suntem în bootcamp în iulie. Tocmai s-a terminat audiția de grup și aflăm că avem o săptămână să ne pregătim pentru etapa club. Ne-am mutat la alt hotel și ne-au pus câte 2 în cameră. Cred că s-a terminat bugetul, sincer. Și pe mine m-au pus colegă de cameră cu Vanessa. Nu m-am gândit că o să fim pe aceeași lungime de undă, dar apoi, după ce am cunoscut-o, am devenit prietene foarte bune. Vanessa, pe lângă faptul că are o voce de zeiță, e foarte amuzantă, nebună. A fost o săptămână minunată împreună cu ea. Vanessa, dacă vezi asta, te pup și te iubesc. Între timp am ales piesa împreună cu producătorii. Noi sugeram piese sau artiști și ei alegeau piesa finală. Am primit piesa Se Las You This World, pe care o trebuie să o stăpânesc în mai puțin de o săptămână. Să o stăpânesc, e mult spus că nu prea am stăpânit-o până la final. Și de aici începe nebunia. Ce ați văzut voi la TV, toată audiția aia, de fapt a durat 3 zile. Am purtat aceleași haine 3 zile, a fost foarte scârbos. Mai ales că era și vara, acolo transpiram. Prima zi pe platou, feșteala mea a durat 3 ore. Numai coada mea cu împletitură, care arăta genial, dura cam o oră jumate. Cu cât avansam mai tare în emisiune, cu atâta puneau mai mult patos în felul în care ne pregăteau. Dacă la prima audiție aia cu Golden Ticket-ul veneam noi cu sugestii din dulapul nostru și stiliștii alegeau ținuta finală, deja în etapa club și la grupuri, ne-au îmbrăcat ei complet. Dar ne-a plăcut foarte mult ținuta aia de Bravo Ai Stil pe care am purtat-o roz. Clar nu ai cum să așa ceva în dulap. Mă simțeam așa super flex. Și în prima zi pe platou am avut interviu care, deși a părut că e înăuntru, era efectiv în grădină la Face Club și apoi am avut o repetiție pe scenă. A doua zi pe platou a fost ziua audiției, iar ne-am feștit 3 ore, după care ne-au băgat pe toți pe platou. Și uite așa a început concursul. Am fost numărul 48 din 49, platoul pe care stăteam era efectiv lângă scenă, deci puteam să vedem toți concurenții ce fac. Pe ecranele alea unde le scria numele, aveam efecte care se potriveau cu ținutele noastre. La repetiție o scris THEA pe ecran și am zis că e fără H, așa că o scris efectiv Teodora, era gen lasă, nu mai scriem TEA că e complicat. O adus și un public pe care ei îl numesc public real cu reacții reale, mă rog, erau niște susținători și o figurație și era undeva un domn care le făcea așa sau așa și toți se luau după el. Deci tot publicul făcea ce făcea domnul ăla. Public real cu reacții reale. Pe platou la Face Club eram filmați non-stop. Nu ne-au pus să facem nimica. Era gen, dați-vă delirul aici în platou și noi nu mă filmăm. La producători le plăcea foarte mult de mine și de Andrei. Ziceau că suntem cuplul lor preferat. Nu puteam să-i fac nici atâta pe umăr, dar cea mai mică interacțiune. Toate camerele se întorceau așa spre noi. Efectiv mă simțeam ca la insula iubirii. Nu ne-au zis, hai pupați-vă, hai îmbrățișați-vă. Nu. Ne lăsau să fim natural și când prin vedeau momentul, întorceau camerele. Am avut atâta grijă să nu facem nimic pe cameră, pentru că nu-s genul care să mă pup la Pro TV să-mi văd România, că mi se pare cringe. Nu pot să înțeleg când naiba ne-o prins că ne-am pupat. Îmi jur că nu am văzut și nu mi-am dat seama. Când am văzut la TV mi-o picat fața. Andrei a fost înaintea mea și cât timp o cântat, el m-a filmat non-stop să-mi vadă reacția. Și mai amuzant e că o luat reacția pe care am avut-o eu la Andrei și o pus-o și la alți concurenți. Acum așa la montaj, că și eu când fac vloguri mai scot chestiile din context ca să fie mai amuzant. Apoi a venit momentul meu. Nu știu ce dracu am avut în ziua aia, dar am fost atâta de pișată pe mine. Eram foarte stresată, vedeam toți concurenții și toți erau foarte buni, lucrurile avansau foarte tare și eram gen, ce caut eu aici? S-a văzut chestia asta că am fost foarte derutată pe scenă, nu pot să zic că mi-a plăcut momentul pentru că aș minți și nu am nicio scuză. Ce să faci, n-ai ce să faci, asta e să trecem peste. Și după ce am cântat toți 49 talpă, am mers efectiv acasă, fără să știm ce am făcut. La hotel, nu acasă. Jurații nu ziceau nimic, pentru că doar în cea de-a treia zi pe platou la Face Club aflam verdictul juriului. Adică cine trece în semifinală și cine pleacă din concurs, pentru că de plecat acasă oricum urma să plecăm toți, pentru că semifinala era de-abia peste o lună și nu, să ai timp să te pregătești dacă e cazul, dar n-a fost să fie. Ne-am trezit iar cu noaptea în cap, iar ne-o fești 3 ore, deja mă durea capul de la coada aia, ca să stea sus, mi-au pus ceva agrafe și îmi intrau în pielea capului și mi-au făcut răni, băga iar agrafele în rănile pe care le-am făcut din zilele precedente, am suferit, dar am arătat beton. La discuția cu jurații trebuia să intrăm în ordinea în care am cântat pe scenă, deci trebuia să fiu numărul 48, doar că fix în seara aia trebuia să prind un zbor către Polonia, unde aveam concert cu Dirty Shirt. Am făcut și de acolo vlog, vi las în descriere, și m-am pus mai repede. Mi-au făcut o instrucție că la și mergi 10 pași, după care te oprești 10 secunde. Am intrat la jurați, am vorbit niște căcaturi despre mâncare random și apoi am intrat în pită. Smiley a zis că lui i-a plăcut, dar numai lui. Moga mi-a zis că vede foarte mult potențial, dar e doar potențial, și Carla S. Dreams mi-a zis, what the fuck, că la momentul meu s-a simțit ca și cum ar fi într-o mașină și nu știe când se face verde și când roșu și tot merge așa pe stradă. Nu-a dat la televizor mizeria asta, dar mi se părea foarte amuzant. Și cumva am înțeles referința lui interesantă, după care mi-a zis că nu am trecut. Sad moment. Bine, oricum mă așteptam după direcția în care mergea conversația, deci nu m-a surprins când Smiley a verbalizat, nu ai trecut mai departe. Mi-am dat seama, vorbim de 5 minute. Mă așteptam să încep să plâng, că eu sunt emotivă, dar pentru ceva motiv nu puteam să plâng, că eram foarte fericită. Eu m-am bucurat că am ajuns până acolo, mi s-a părut foarte tare. Oricum nu prea știam eu ce mai caut la nivelul ăsta de competiție. Se cânta prea serios pentru mine, mi-e place să mă distrez când cânt, nu să mă concurez așa la sânge. Și știam foarte clar că n-aveam nicio șansă să câștig și cândva o să plec din competiția asta, așa că le-am mulțumit pentru că am avut o experiență minunată, ceea ce e foarte adevărat, și le-am zis problema mea pe care chiar încerc să o rezolv momentan, că vreau să-mi găsesc o identitate muzicală. Și Moga a fost foarte drăguț să mă cheme la el la studio, chiar m-a chemat, adică nu a fost nimica de televizor, chiar am fost la studio la Moga și am avut ocazia să lucrez cu el și cu oamenii lui minunați. Ador studioul la FTV, super. După care am avut un interviu trist în care zic că am pierdut. Echipa de la Pro TV chiar părea șocată, gen, ce? Pleci acasă? Cred că jurații nu le-au zis cine trece și cine nu. Ne-am înțeles foarte bine și chiar părea că le pare rău că plec acasă. Și mie îmi părea rău, îți dai seama. Am ieșit de la interviu și le-am zis la colegi că plec acasă, că nu am trecut. Au început unii să plângă. Îmi venea să plâng pentru că plâng ei în locul meu. Unii chiar mi-au zis că i-am inspirat să fie mai autentici și mai nebuni și să se bucure de viață. Cred că ăsta a fost rolul meu până la urmă în competiție. Veselie și vibes. Nu să-mi dau eu delirul cu muzica. După care l-au dat afară și pe Andrei. Dacă mai aud o dată Englishman in New York, mă aud pe geam la cât o repetat-o săracu. Am mers la hotel, a venit Vanessa valvârtej în cameră, preocupată să ajungă la înmormântarea lui bunică sa. Eram așa, bă, fata, ai trecut sau nu face? Ah, da, trebuie să ajung la înmormântarea lui bunică. Ok. Mi-am luat la revedere de la Vanessa, după care de la toți concurenții și Andrei m-a dus la aeroport, am zburat către Polonia și aici s-a terminat povestea. Cât despre picanteria netelevizată, știți că la etapa club am fost 49 de concurenți, de fapt trebuia să fim 50. La audiția de grup, după ce am cântat toate grupurile, au urcat jurații pe scenă și au zis că sunteți 49, dar noi avem 50 de locuri pentru etapa club. Nevermind. Și-a făcut foarte mare suspans că trebuia să aleagă o persoană dintre cele care n-au trecut la audiția de grup. Noi eram super palpitați, noi ne gândeam, Doamne, sper să fie Andra, sigur e Andra. O strigat An, bomba bombelor, Andreea. Și-a venit o fată, Andreea, pe care nu o cunosc. Și au zis, mulțumesc pentru această șansă, dar eu aș dori să plec acasă, că mi-e dor de familia mea. Toată lumea a fost foarte what the fuck. Jurații s-au uitat așa, stânga-dreapta, confuz. Ok. și nu mai ales pe nimeni până la urmă. Nu știu ce a fost asta. Pot să înțeleg de ce nu a televizat acest moment super fail. And da, foarte frustrant, dat fiindcă Andra era lângă mine, am fi dat orice să treacă ea mai departe cu noi. Ce să zic? Mulțumesc din tot sufletul echipei geniale Pro TV, concurenților și juraților. Superstar a fost o experiență mai mult decât minunată. Am crescut, am evoluat, am învățat de la toată lumea și nu exagerez când zic că mi-a schimbat viața în bine. Recomand Superstar maxim. E un concurs cum nu s-a mai văzut până acum în România. Fiecare a făcut ce s-a gândit și echipa Pro TV nu m-a filmat. Ce amuzant că atunci când eram mică mă uitam la audițiile de la American Idol și acum am făcut parte din chestia asta. Vreau să mulțumesc tuturor pentru susținere. Mi s-au părut foarte amuzante mesajele cu sper să câștigi când eu știam din iulie că am pierdut și am apreciat susținerea. A fost și un comentariu foarte amuzant care zicea că din cauza concurenților la Superstar se duce România de râpă. Citez: la muncă păcălici. What the fuck? Cineva m-a și acuzat că mă prefac amaz, dar oricum mă concentrez pe comentariile drăguțe pe care le primesc și mă încurajează foarte tare. Și călătoria nu se termină aici. Sper. Călătoria de-abia începe. Orice sfârșit e un nou început. Oh my god, like I'm so ready. Vă pun în descriere ultima audiție la Superstar, part 1 și part 2 la experiența mea la Superstar și săptămâna următoare urmează vlogurile din bootcamp, yes! Contractul zicea că n-am voie să le postez doar după ce ies din concurs, am ieșit din concurs, așa că să vină vlogurile din bootcamp. Basically vă dau spam la conținut Superstar pentru că e pandemie și n-am alt content. Sper că vă place! Și că m-ați dat vlogul! Nu uitați să-mi dați subscribe, un share, un comentariu și un like. Și un follow pe Instagram, nu pe Facebook, că pentru bumbă. Noi dați la fiecare 2 marți!